Salut, avem buni și bine ați venit la un nou draft, avem noi jucători la Liga Judy, acolo 97, o bestie în adevăratul sens al cuvântului, toate cardurile mari, încă ne-am prins nici măcar pe Messi și Ronaldo, deci hai să facem un draft cu cât mai mulți jucători noi de top. Dacă vrei să cumperi coins la FC24 pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team, intră pe u 7 buy și folosește codul TO pentru 6% de reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC24 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Intrăm în draft, hai cu un lac acolo dacă vă place această serie. Nu avem foarte mulți coins la dispoziție, s-au dus, deci am făcut la echipe în ultima vreme. Și foarte greu au venit jucătorii cu adevărat mari, dar hai să vinem de data asta. Avem 4-4-2-ul clasic, un sistem cu doi atacanți centrali. Și iată că între primii se află Dempsey, dar îl pune pe CM și pierdem postul la Ronald Kuman. <laughs> da, bă, să-l luăm pe Ronald Kuman. Nu e deloc de actualitate, Ronnie Kuman. Pentru că e cardul de 89 și, sincer, preferam ceva mai tare. Iar, eu ia te Marchisio, care este și lămânul că ar putea să joace postul. Dar interesant jucător. În față, Watkins, Balotelli și Banză. Nu pot zic că e prea interesant. Watkins, hai să luăm pe Mario Balotelli. Italianul cu talentul, dar a născut talent, a murit speranță. <laughs> Incredibil jucător. Cu Rooney, Smith și cam atât. Ok, băi, Rooney cu Balotelli un atac foarte ciudat. Nu pot să zic că mi convine. Mai e Di Maria, dar și nu Nuno Mendes. Di Maria are postul de S.T. n ar putea juca acolo, are și Dedaiul. O să-i dea finishing de toate. Putem să -l luăm un Nito Mendes pe stânga acolo, dar probabil mai vin fundași. Hai să luăm și Di Maria să avem forță de atac. Dar eu aș vrea ceva, un Jude, un Modric de la mare, că a primit și upgrade. Carduri de-astea cu adevărat tari. Mateus Cunia, care nu joacă, n-are nimic prea sus. A, Charles Sand și Cross. Tony Cross cu Hunter. Mamă, da sent în stânga. Nici nu l-am jucat pe sent. Hai să luăm pe el. Vreau să-l punem acolo în stânga și să rup acolo cu driblingurile. Pare puțin rău de cross, dar aici a fost o decizie complicată. Este și un Pedro Poro. Ok, de la Tottenham. Bun pe apărare. Zola și Malen. Hai că alegem și Malen. Mamă. Am luat mulți jucători de laterale așa. și deci aici e Gakpo. M-am lămurit. Ok, luăm primul și pe să-l completăm. Pe CM ne mai vine Soboslai, care e un jucător bun, mai ales că s-ar putea să mai avem pe Premier League. Stânga Coman și Savio, ia uite, Savio de la Girona, dar nu-l refuzăm pe Savio, că doar ce a intrat. Și Girona a rupt sezonul ăsta. E singurul toți de la Liga pe care ni l-au dat până acum. Pe dreapta Mateo, de la Paris FC. Regulă. Uh, Jacă și pe dreapta Savio, este excelent pe partea asta. Și pe stânga putem să-l punem pe sent momentan. Dar cred că va mai trebui să băgăm anumiti jucători. Brazilianul Gironi pe flancul drept acolo. Și în dreapta ne mai dă un Ris, Araujo, care joacă și în centru. Dar uh, cred că stăm bine cu Ris James. Ris care ia cu Runi, o să mai da pe Premier League. În apărare, în centru nu ne dă altceva Marquinhos Gold Oh, e terare cum în Marquinhos Probabil cea slabă apărare pe care am construit-o De ceva timp cu Nuno, Davis, Hernandez și Mendy Aici e mai greu oh, Teo Hernandez, iată, -te în full Și e team of the year Este și Mendy la bun de tot Dar hai să-l alegem pe Teo Hernandez Stă cu sent acolo Partea francezilor, turbo francezii În poartă Dudek Intră frumos Dudek ar mai fi Donaruma, dar hai să alegem Dudek. Dă chem pe Premier League. Ne mai curcă și Balotelli puțin. Putem băga Di Maria sus și ne mai dă Smith și Messi. Dar o să alegem Smith. Spin ar mai da chem, cred. Plus 1. Nu mare lucru. Clar, trebuie să mai vină ceva în centrul defensivei. Cu un islandez. Un CB mai căutăm. Un icon, în general, poate să ajute. Di Marco Romero. Romero poate merge, nu stiu În afară de Romero nu prea avem soluții. Cu Romero pierde mijlocașul nostru, dreapta. Dreapta unde mai putem băga mală Nu stăm atât de bine, nu mai vine altcineva. Greu de făcut și chemul de data asta și asta e destul de rar. Poate acum un râmă. E Mascherano, ok, joacă CB Mascherano, e pe la Liga, cred că el aștept cel mai mult echipa asta. Uite, cu Cuman și Romero, Nu avem full ascent, Aici e beleaua Putem băga Oare altceva? Nici nu știu, destul de greu de făcut uh, chemul Gulaci Ok, nu ne-a dat nimic calume aici Am făcut full cu greu 91 rating full chem Da, o echipă modestă, n-am ce să zic Antrenorul uh, nu ne ajuta E bine că am făcut full chem, dar uh, nu avem un atacant de bază Nici în apărare, fundașii central sunt mediocri în momentul de față Vreau de la real fotbaliști, vreau jucători Deci hai să mai facem un draft Încă 15.000 Ăsta sper să fie draftul nostru 4-3-3 cu vârf, fals Hai să alegem și altceva Puteam să iau iar 4-4-2-ul, dar Ar fi repetitiv același sistem O cocea O e pe CM, pierdem postul de CM Cu căul nu face mare lucru, renunțăm la CM Cu o cocea Un CM o mai veni la acolo Pe dreapta Hai mă, Kelly Saka Băi, pe bune, că am mai văzut fix un pic din ăsta pe right winger, era identic. Și aici, dacă îmi dă un base icon, da, mi-a dat zola hulit. Cam același lucru. Măcar e rud care joacă mijlocaș central, avem om pe postul respectiv. Se mișcă și foarte greu. Conexiunea e teroare. Stânga, docu toți. Ok, Leo, docu garnacio. Cumva docu n-a mai fost până acum, nu știu unde era. Jeremy, docu tare rău în echipa lui Pep Guardiola, un jucător super tehnic. Poate coșmarul României la Euro, să sperăm că nu. Herrera. Vai, e groasă. De la Girona, dar e barz ăsta. Trailblazer. Cred că are o tonă de luni cardul ăsta, e de prin octombrie. CDM. Nici aici nu ne-a rupt. Mamă, șif, doamne, mijlocul e teroare. l avem pe rând în momentul de față, nimeni nu supraviețește, nu avem atacant. Ia uite, conexiunea, doamne, e teribilă. Ah, și am dat pe portar din greșeală. Nu vă am să iau portarul, că nu știu pe cine se exact. Să mergem pe Donnarumma, ce putem să facem? Cel mai bun de aici. Se mișcă oribil. Deci, nu știu ce fac cei de la ei, dar întotdeauna cumva o dau în bară. Nedved Pirlo. O, oh, Pirlo, foarte șmecher. Ok, Pirlo e o bază pentru noi. Pirlo rud și un mijlocaj defensiv, care chiar să aibă defending tare. Ar fi ceva ce ne-ar trebui. Lizara Azu funcționează fundaj stânga, destul de OP. Zola Cafu, cam atât. Ok, Cafu dreapta. Am bază mare în Cafu. Cumva pe dreapta o să stăm bine cu el 100%. Și Puiol, a, Puiol tânăr, cu ceva pace. Dacă tot e cu la Liga în momentul de față, de ce nu, Carles Puiol? Capitanul Barcelonei, omul care o să susțină ca lumea defensiva cu defending-ul lui mare. Ia uite Păi, mă, cu ăștia mă, nu mai pot Da, like pentru server-ești, dacă nici vouă nu vă plac Bă, frate, vreau și eu să fac echipa Deci, ne omoară Lola, toți Singurul toți La liga este portărița de la Atletico Am ajuns rău de tot De Paul are CDM? N-are Dar are Pirlo Decât se iau Lola, mai degrabă să luăm de Paul Mai ajută la chem, dar Pe bune, Ceabi Alonso, bun Ceabito Ok, Pirlo, Ceabi, Rud nu avem vârf Haide bă, jucăm cu docu și cu Kelly Și Rud rămâne atacant Ce putem să mai facem? Aici poate vine Zola și Messi Fa, Zola Din încercările mele de a face echipe Și uite că Ne chinuim foarte tare Dă Col Palmer Măcar Palmer e ca lumea E un atacant în sine Doi jucători de Premier League Când ai dreapta băgăm Cafu Variantă nu prea mai aveam Cu cafu sigur avem plusuri Lumea va fi în full Nu-mi fac probleme pe partea asta În apărare eu mă că vin jucătorii pe de altă parte Dar Joe Gomez Gold? Ar fi bulevard, nu ne-am putea apăra în niciun caz Puiul poate intra, dar și celălalt e slab, rău de tot, pur și simplu, oribil. Întotdeauna tot resetează aici a, mișcările și mă scoate din draft. Și nu pot să-mi da seama de ce. Stânga cineva care joacă CB, ben se baini, dar nu e cum trebuie. Full chem, 91. Cu un fundaș central ar fi o echipă completă. O, oh, pele, mamă, pele în față, uite. Ne doream ceva tare și a venit pele. Ha, mă, -și cu un CB. Dacă ne dă și un CB, l-a dat și pe Grimaldo. Foarte interesant. Wow, Grimaldo acolo în stânga are chem sigur. Super șmecher. Și cu Chiabi Alonso pe teren, <laughs> antrenorul lui. Hai ce beu. Hai bă, că se poate. Uite Romero. Oh, și Frimpong. <laughs> nu, 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 cred. Ah, cum putem noi să facem? Putem să facem ceva aici în cazul ăsta? Băgând ca fu central. Nu o poți să refuzi Frimpong. E prea șmecher ce s-a întâmplat. Cafu renunță la chem, să intre Frimpong cu sentinel, bubuială, și omul joacă în centru, n-are problemă, e cu puiul acolo, Ce l losu. Este antrenorul din teren pentru Grimaldo și frimpong plus Pele Hai mă că am construit noi ceva Altfel ar rămâne Joe Gomez pentru chem Ca să vedem cum iese exact, 93 rating Bă, mai mult nu avem nu? Nu cred că avem 93 și... Asta pentru că e Joe Gomez care scade totul Ah, Alison Becker, team of the year, doamne ce portar Intră și Alison Becker Ia uitați draft de 126. Băi, legendar mijlocul. Rud Hulit, Pirlo, Ceabi Alonso, uh, Puiol, Pele. Uh, uite că cine din urmă mi-a dat echipă ca lumea. Nu mi-a dat vreun sau ceva, dar chiar sunt foarte mulțumit. E tare de tot. Iar uh, antrenor Ranieri e un antrenor bazat rău de tot. Campionul cu Leicester. A făcut minunea în Anglia acolo. Cel mai tare titlu din Anglia. Care va fi pentru multă vreme. Draft de 126, legende, bun, bun de tot. Sunt jucători super șmecheri. Nu știu, chiar sunt entuziasmat acum de echipa asta. Pe parcurs a devenit extraordinară echipa. Pirlo Pele, Carles Puiol, ăștia de la Leverkusen, care sezonul ăsta au fost monstru, amândoi. Iar aici adversarul Roberto Carlos, Nesta, Messi Team of the Year. Nu e rău. De mai aveam un Vinicius toți, un Jude toți. Eram compleți aici, dar toți suntem bine rău de tot de data asta. Pirlo, bravo, Pirlo, Andrea Pirlo, pară, hai mă! Eram sigur că scrie Pirlo primul gol și știe cu exteriorul, nu vine să cred că da bară. Grimald, nu, no, a cum este? Puiol ține-i, bate-te Puiol. Bine, Carles, legende de Spania. Puiol cu Ceabia Alonso, Pele. Nu știu dacă am neapărat acolo, că e la rud. La rud voiam și a luat-o rud în prim plan. Pirlo, bună pasă la Palmer Căulii Palmer pe stângul Hai gol Dă ca la Chelsea Ia uite ce se încurcă unii pe alții Jeremy Doku Așa bă Dacă nici de acolo nu scria de unde 1-0 după ce am luat cu asediu poarta adversă Pele Doku aici Hai Doku E sus Palmer Pirlo are variante Pirlo cu pasa extraordinară Ce pase Pirlo Zeul paselor Omul cu pasele decisive, pasele de zeci de metri. Docu! bravo, Pele. Pele cu pasa, Pirlo, merita și el un gol. 3 la 0, Pirlo trebuia să scrie și mai devreme. A dat și pasă de gol, e providențial până acum. E bun rău în primul meci. Grimaldo, extraordinar, cu Ceabi. Ia uite, perfecte pasele, a urcat Ceabi, Alonso. Vrea să dea și el gol. Docu! E o pune lui Ceabi Alonso pe tavă, Chubby, mă! Da, invincibilul manager se duce să se bucure cu băieții, iau l Șmecher maxim! Haide, Pele, haide, Pele! Bun, Pele, nu se mai apără, e 5-0. Câștigăm drastic primul meci. Docu? mai dai una. 6 fix la pauză. Să fim siguri, de aici n-are cum să întoarcă. Gata, l-a deconectat, că a lăsat maneta și a plecat sau și a spart maneta, știu eu ce a făcut. E o victorie cu 6-0 cele din urmă. În al doilea meci de astăzi, trebuie să-i dăm golul lui Van der Sarie, Van Dijk, toți acolo, Messi, toți, doamne, am făcut 20 de drafturi și nu l-am găsit. Messi, toți, Van Dijk, toți. Mamă, ce echipă. Nu cred. Bară, bă, a dat și pe roșu. Crai tot bine la poartă Lovește bara Hai Docu tu L-a luat în brațe Cred eu Dar arbitrul nu vede sau nu vrea să vadă Bun Bravo mă, hai Pele Pe Linio Palmer iată-l acolo pe Palmer Palmer, nu mă, l-a luat pe portar la țintă Mamă ce pas Messi Da, Messi Mamă, e Messi toți Am nicio șansă cu el Zic că e N-a fost offset la Ribery. Ne-a omorât. L-a tras el. Bine că ne-a dat-o lui Messi. Aștepta Messi mingea aia ca pâinea caldă. Mai dădea un gol. Hai cu Pele. Băi, Virgil ăsta, mamă. Bravo, Pele. Pirlo. Palmer pe stângu. dă gol, palmăre că ne omori. Băi, toate au fost la Palmer. A scăpat de atâtea ori și n-a făcut nimic cu nicio mingi. Messi, cross. Scăpăm, de e tot la Messi care nu iartă. 2 la 0. O să ne radă cu echipa asta. E mult prea bună. Bun asta. Pele. Hai, Pele. Excelent. Baze în Pele. Pele trebuie să ne care în acest meci. Neapărat. Ar mai putea da una chiar și acum. Depinde dacă mai scăpăm așa liberi. Pele bună. Centrarea nu vine. Așteptăm bine aici. Ce abia oh, Și părtarul ăla Hai palmăre Gol, Palmer Doamne așa intervenție nu există Știa unde vine minci Pirlo Ia că nu era deloc O oh, puiolule ce era să ne faci Golul lui era legendar dacă putea da din farfecă Docu, bună, pele Pele, mă, 2 la 2 Pele, două goluri Când începeam să-mi pierd speranța, ai și pele la rampă Bravo, bă, legendă o, cu Pele Hai Pele Pele, Pele M-am pierdut mă Tot așteptam să se întâmple ceva Să se mute portarul Nu știu de ce credeam că va muta portarul Eram sigur că îl mută Nu există Îl ținusem pe cafu fix lângă Johan Doamne, poate s-a jucat totul aici Pentru că noi am ratat și el a marcat Într-o poziție infinit mai grea Bună pasă. Doamne, cea mai tare pasă. Do cu ce l-ai făcut? Pele, gol, mă, 3 la 3. El necară, dar pasa lui Doku este ceva ce n-am mai văzut. A luat cel mai bun efect. I-a pus-o cât de bine se putea lui Pele acolo pentru sprint. Să preferăm pe Palmer în loc așa. Centrarea la Pele. Apare Jeremy Doku. Asta e, este acolo șutul lui Grimaldo, spaniolul lui Leverkusen, 4 la 3. Luptăm mă, exact ca leverkusen care pot ce pe Alonso și compania să fie invincibil, cum au fost în realitate. Să facem 4 din 4. Excelent. Pele. Și de marcare. Închide meciul, Pele. Hai, Pele. Gata, mă, 5 la 3. Poker, Pele. A, oh, Docu. Doku. Magic Doku acolo. Pele, așează lui Pirlo. Oh, oh, oh. 6 la 3. Ne-am pornit rău de tot dintr-un punct. Și câștigăm fără drept de apel pe final. Un meci unde în prima parte eram slab, rău, eram sub adversar. Continuăm. E ce aici? Marquinhos, Grimaldo. Crai cu Ronaldo, dar Beis. Ce uneori poate să fie posibil de înfrânt. Dar totuși, pe la ce am văzut meciul trecut, îmi dă încredere. Pele. Pele, bravo. Pasa lui Pele în centru. DOKU! DOKU! 1 la 0! DOKU e atât de tehnic, nu o 7 dribling. Formidabilă combinație el cu Pele. Ce se bate Docou meci asta. Stai meciul lui DOKU Deci ce derby pentru el? Joacă cu sete. Oh, ce frumos a sărit! Da, avem noroc mare, rău. Gafa lui Nesta a sărit urât rău din el și așa facem 2-0. O, oh, ce parat, Alison. Excelent, excelent. Ne scoate. Am mari probleme la faza asta fixă. Ia uite Pele, ce se bagă el aici. Pirlo la Rud. Rud hulit. Bară, bară. Ha, ha! Nu se poate. Cât aratarea, Dumnezeule. Primpi. Hai, frimpongule. Pele. Pele, la revedere! 3 la 0, schemă simplă. Și noi ne ducem în finala draftului. Bun asta. La limita offside ului Pele. Cred că scoate portarul, iar noi rupem poarta de acolo. 4 la 0. E legendar jucătorul ăsta. Finala noastră. E trăștecără poartă. Vidi Rudiger. Băi, se putea mult mai rău. Mi se pare că a fost mai greu până acum, cel puțin ca echipă. Poate joacă foarte bine cu ei. Palmer, Palmer, la Păianjen! Ce gol, ce unghi pentru corp Palmer, dar e un jucător care are suge. rece, mă, 1-0. Pirlo. Ia uite cine a scăpat Andrea Pirlo Șutul lui Pirlo Oho! Ce faci Terștegăne? Dă cu pământul. Ia uite, mă, ce bounce a făcut. Ce voleu. e glorie, bună mingea Grimaldo, Grimaldo! Gol, 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 gol! Ce bombă! Mamă, cum a fost echipa asta. Ia uitați cum o prinde Grimaldo. Pe asta este un voleu perfect. Nu mai voleuri de vis am dat. Spectacol din toate părțile, o echipă extraordinară pe care am construit-o în cele din urmă. În prima parte nu mi se părea că va fi așa, dar ulterior, iată, că am avut tot ce ne trebuia peste tot. Au fost numai giganți. Trei pachete, card alea, toți la liga în pachete și dacă am prinde, n-ar fi rău deloc. Chiar și un card din ăsta mai ieftin, er Da, portughez, e left winger. Maxim e Rafa Leao, dar e Pedro Gonçalves, nimic spectaculos. A fost super! Mamă, ce meciuri! Sunt echipele astea care deja rup norii. Am avut și niște dificultăți, că am dat și de niște adversari bazați. Rare Gold Pack, încă o încercare. Da, tot gol e. Italia. Gigio. Da, mă, Gigio, bine, și un Hunter. Hai că mai facem niște bani acolo. Lone Pack. Să fie, ne-a dat și kitul lui Leverkusen pe care îl ținem pentru că au făcut treabă băieții de la Bayer, chiar ne-au dus departe, invincibili, e mentalitatea, tot e aici. În regulă. Spania. Râmă. Am înțeles, Bilbao. Da, s au fost pachetele și draftul nostru. Dacă v-a plăcut, hai cu like-ul ăla acolo, cam atât de data asta. Papa! Pa!